Trecem la partea a doua cu doamna doctor Niță Mihaela. Este medic pediatru și consultant în alăptare cu certificare internațională. Vă spun doar atât, sau mai bine zis, îi spun doamnei doctor. Am o prietenă care îmi povestea acum 7 ani despre autodiversificare și mie mi se părea așa SF, că a început cu fetița ei la 4 luni. Exact asta vreau să aflu astăzi. Ok, mulțumesc frumos. M-ar interesa, înainte de a începe prezentarea, câți dintre cei prezenți aici în sală se gândesc la autodiversificare, să zicem așa, ca o variantă de diversificare a copilului? Ați început deja. Ok. Bine, mai au apărut, m-au scăzut. Deci undeva cam, așa estimez, cam la jumătate din părinții din sală. Ok. Pot să dau drumul. Bun. Așa, ce vreau să vă zic un pic, câteva slide-uri introductive legate de, au fost punctate și de doamna doctor Costache, dar o reamintire chiar nu strică. Prima perioadă, perioada asta de 0-2 ani, este o perioadă critică în creșterea și dezvoltarea optimă a copilului. Este o perioadă importantă și nutrițională, dar și ca obiceiuri alimentare. Pentru că modul în care noi ne creștem copiii în primii 2 ani de viață, se pare că este modul în care ei se vor hrăni pe toată durata vieții lor. Este extrem de important și nu vorbim numai de alimentație ca ce, cum, dar și în ce fel, unde și așa mai departe. Adică nu vorbim numai despre hrană și atât. Și o să discutăm aspectele astea. Și cel mai important aici este o dezvoltare mare a corpului în general, dar este o dezvoltare extrem de mare a creierului. Practic creierul nu o să mai aibă niciodată dezvoltare așa de mare pe parcursul vieții. Ce ar fi diversificarea sau complementary feeding? Diversificarea, termenul românesc asociat acestui moment în care, în plus față de alimentația lactată a copilului, se introduc solidele, sugerează varietate și diversitate. Termenul englezesc, cel de complementary feeding, sugerează completare. Și asta este un aspect important de la care să pornim, pentru că diversificarea să ne ducă la gândul de varietate, încât la vârsta de 1 an copilul poate să mănânce din alimentația familiei, sigur vorbim despre o alimentație sănătoasă a familiei, iar pe partea de completare a alimentației, copilul până la vârsta de 1 an este considerat sugar. Baza alimentației până la vârsta de 1 an rămâne laptele. Că e vorba de alăptare sau că e vorba de formulă sau dacă e vorba de o variantă mixtă. Deci noi cu solidele până la 1 an completăm alimentația lactată a copilului, nu o înlocuim. Deci ce nu este? Nu este înlocuirea alimentației lactate prin solide, ci este completarea alimentației lactate cu solide. Avem câteva slide-uri pe care le-am luat din recomandările Organizației Mondiale a Sănătății ca să înțelegem de ce avem nevoie de diversificare și când avem nevoie de diversificare. În prima dintre ele avem necesarul de calorii, necesarul energetic al copilului. Avem așa în partea asta cu galben 0-3 luni, 3-6 luni. Practic, laptele matern sau formula ne acoperă tot necesarul caloric până la vârsta de 6 luni. De la 6 luni noi trebuie să venim cu calorii în plus. Este extrem de important pentru că asta o să vă răspundă la multe dintre întrebările pe care le aveți. Cu ce încep? Păi nu cu sucuri. Sucurile ne răspund aici la nevoia asta de calorii în plus? Nu! Deci încă mai aud și mi se pare așa extrem de ciudat că încă mai se aud și mai se promovează din diverse medii varianta asta de sucuri sau supițe sau așa. Adică chiar dacă mergem pe varianta de alimentație clasică, vorbim de piureuri, nu vorbim de ceva post care n-ar fi caloric în regulă din motivul ăsta de necesar caloric pentru copil. Ce ne mai interesează? Și aici ne interesează partea legată de aport de fier. Ce vedem pe partea de necesar? Până la vârsta de 6 luni, dungulița asta galbenă, care se menține ulterior, este constantă, este asigurată de aportul de fier din laptele matern,
se mențină o asimilare bună a fierului din laptele matern, însă ce avem până în vârsta de 6 luni sunt depozitele de fier din trimestrul 3 de sarcină. Și atunci cine poate să fie la risc? Prematurul, dismaturul, copilul care nu a fost imediat după naștere, n-a fost lăsat cordonul umbilical până la ultimele pulsații. Deci discutăm de mai mulți factori. Sau anemia mamei din trimestrul 3 de sarcină netratată. Și iarăși, ce observăm? Avem un mare gap de fier pe care noi trebuie să-l umplem de la vârsta de 6 luni. Ce ne zice asta? Păi dacă vedem scheme de diversificare în care în prima lună de diversificare a copilului nu apare carne sau o sursă animală din care se asimilează fierul în cantitate mai mare, dăm delete la acea schemă de diversificare. Nu ne putem baza pe așa ceva. Contează să avem fier în primul rând din alimentație, că apoi e nevoie în anumite situații să dăm fier supliment, ca supliment, dar noi în primul rând trebuie să-l dăm din alimentație. Bun, ce-ar fi alimentarea copilului? Și aici aș vrea să discutăm un pic mai mult decât hrana lui. Gustul este unul dintre simțurile cele mai dezvoltate la făt. Fătul cunoaște obiceiurile alimentare ale mamei datorită transmiterii unor mici proteine prin lichidul amniotic pe care copilul îl înghite în viața intrauterină. Este alimentația mult mai mult decât hrană? Eu zic că da. Este mod de joacă, de descoperire, de interacțiune, de socializare, de întărire a relației între mamă și copil. Alimentația optimă nu depinde numai de ce mâncăm, ci și de când, cum, unde, cu cine. Și să detaliem. Bun, haideți să începem să răspundem la întrebări. Întrebarea când? Când încep? Organizația Mondială a Sănătății recomandă începerea diversificării de la vârsta de 6 luni. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptare exclusivă până la vârsta de 6 luni. Și ce avem la 6 luni? Păi, la 6 luni copilul stă în fund, neasistat, își ține capul drept. Are coordonare ochi, mână, gură, astfel încât să poată privi mâncarea, să o prindă, să o ducă singur la gură. Poate să înghită mâncarea, adică în jurul acestei vârste dispare acel reflex de protruzie a limbii. Deci avem cu totul și cu totul alte achiziții față de vârstele anterioare. De ce e asta important? Pentru că în momentul în care Organizația Mondială a Sănătății și-a schimbat recomandările și a început să recomande de mai bine de 10 ani începerea diversificării de la vârsta de 6 luni, ce a putut să fie posibil? A putut să fie posibilă autodiversificarea. Pentru că copilul deja stătea înșezut, avea toate achizițiile necesare să gestioneze de la începutul diversificările direct bucățile, dar nu orice fel de bucăți. Și asta o să discutăm. Cum? Este foarte important aspectul ăsta de active și responsive feeding. Adică, bine, și avem aici un bebeluș care probabil se distrează foarte mult. Și e bine să ne integrăm aspectul ăsta de alimentație în care noi să fim responsivi și cumva să fim suficient de deschiși încât să lăsăm controlul de la noi. Că asta până la urmă e în diversificare. Vrem să știm cum, cu ce, schema perfectă, cantitățile, să știm în fiecare zi numărul de lingurițe, cum încep, cu ce continui. Mi se pare exagerat și mi se pare un pic și o problemă cumva. Adică dacă ne-am informat mai mult, am înțelege că... Vă dau așa un exemplu, că mi se întâmplă, eu țin un curs de diversificare lunar și tot timpul iau feedback de la părinți și îmi ziceau părinții, am început cu morcov, nu știu câte zile și nu i-a plăcut. Bun, dar eu i-am dat morcovul că trebuia să bifez acel număr de zile, după care i-am dat morcov și cu altă legumă și tot așa. Se întindea la mine când mâncam o banană și vroia să-mi o ia din mână, dar nu îi dădeam că nu era ziua de banană, era ziua de morcov. Mi se pare o situație la limită și hilară într-adevăr, dar mulți părinți merg pe varianta asta și chiar cer cadrelor medicale o rețetă de diversificare, o schemă perfectă de diversificare, pentru că ne e mult mai ușor așa. Noi urmărim acolo pașii și suntem ca la mecanic. Facem tot ce trebuie, dar nu ne iese până la urmă bine. Și apoi avem alte probleme de alimentație.
unde? Și aici aveți o variantă de ce ar însemna o diversificare clasică și ce ar însemna o autodiversificare. Sigur că e o variantă mai exagerată, pentru că nu-i chiar așa copilul. Dar care e ideea? Ideea este copilul e la masă cu familia. În partea cealaltă, de obicei, mama este cea care hrănește copilul, de obicei într-o poziționare de tip frontal, așa conflictual, în care copilul primește lingurița, iar dacă cumva nu ia lingurița, este așa, ca un fel de o situație conflictuală, da, poate chiar spre un război. Adică contează foarte mult și modalitatea asta de a ne hrăni copiii. Chiar dacă alegem să mergem pe o variantă clasică, să începem cu piureuri, nu văd de ce să nu integrăm copilul la masă cu familia și să fie un moment de care să ne bucurăm cu toții. Insist pe aspectele astea pentru că sunt aspecte și din diversificarea clasică și din autodiversificare de care ne putem folosi, indiferent ce alegem. Și o să discutăm ulterior. Bun, ce ar însemna pe partea de autodiversificare, ce reguli să avem? Iar acesta este o prezentare dintr-un studiu publicat în anul 2016 în Pediatrics. De ce? Pentru că odată ce recomandările OMS-ului s-au modificat și a apărut mult mai mare, a apărut posibilitatea ca începând diversificarea de la 6 luni să se meargă pe această variantă de autodiversificare, cadrele medicale nu știau despre ce este vorba și vreau să vadă, măi, putem avea încredere în autodiversificare, ce riscuri prezintă și așa mai departe. Acest studiu este făcut pe câteva mii de respondenți care au fost, unele persoane au fost alocate diversificării clasice cu piureuri, celelalte persoane au fost alocate autodiversificării, dar ghidate. Deci au fost mai multe persoane care ghidau familiile respective către niște principii sănătoase sau niște principii de autodiversificare. Că v-am zis că începem cu bucăți, dar nu cu orice fel de bucăți. Începem cu bucăți care sunt suficient de moi încât pliate între gura copilului și palat să se înmoaie. Deci în niciun caz nu o să începem cu măr crud sau legumele, nu o să-i le dăm niciodată crude, ci le vom da preparate termic suficient de moi ca să respecte această regulă. O evităm alimentele care fac așa ca un coagul în gura copilului, de exemplu miezul de pâine, care ar fi foarte ușor de înțeles. Ne asigurăm că alimentele sunt suficient de lungi încât să depășească pumnul copilului, pentru că la vârsta de 6 luni copilul prinde în pumn, nu prinde în pensă. Și atunci ne facem mâncarea încât să depășească dimensiunea pumnului. Ne asigurăm că întotdeauna copilul stă la masă în poziție verticală, ca să nu avem probleme pe acel risc de nec și discutăm și despre acela. Niciodată nu lăsăm copilul singur la masă, tot timpul să fie un adult în preajma lui, asta oricum ar trebui făcut, indiferent cum am începe diversificarea, și niciodată să nu lăsăm pe nimeni, pe nicio altă persoană în afară de copil să bage bucăți în gura copilului. Deci autodiversificarea înseamnă copilul și le ia și le duce în gură. Nu părintele, nu nimeni altcineva. Bun. Și atunci ce alimente să evităm? Evităm alimentele care sunt tari, nu se pasează așa în gura copilului, nu sunt suficient de moi încât să se paseze. Evităm alimentele mici, cum sunt nucile, strugurii, dulciurile și fructele cu semințe, legumele crude, mărul crud, și atenție, mărul crud a apărut cel mai frecvent în studii pe risc, indiferent cum a fost începută diversificarea. Fructele crude care sunt tari, citricele se pot da în autodiversificare dacă sunt decojite de acea piliță de la nivelul feliuțelor, nucile se pot da sub formă de unt, pentru că evident acolo sunt mărunțite. Popcornul nu se poate da, cârnații și morcovii care sunt tăiați sub formă de monedă. Bun, deci asta a fost un studiu care a stabilit criteriile sigure și clare și au denumit partea legată de autodiversificare Baby Led Introduction of Solids, cu o siguranță mai mare legată de risc. Risc, în primul rând, de NEC. Și haideți să vedem acum pe parte de studii, aș fi vrut să se vadă un pic mai mare,
Primele studii legate de curentul de autodiversificare au început să apară din anul 2011. Ce vedem aici? Studiile sunt multe pe mamele din UK. A fost un curent destul cu o pornire destul de mare în Marea Britanie, iar Marea Britanie pe parte de ghiduri de sănătate la nivel de țară au inclus în ghidul lor național posibilitatea de a-i da solide copilului de la început. Aici vedeți numărul de persoane care au fost introduse în studii, vorbim de studii relativ mari, de peste 600 persoane, care în tipul de studiu, și haideți să trecem la rezultatele studiului. Ce s-a observat? Păi, persoanele care au ales autodiversificarea sunt persoane cu o educație mai înaltă. De obicei alăptează și preferă mamele care alăptează să continue cu varianta asta de autodiversificare. Copiii care sunt autodiversificați au o probabilitate mult mai mare să-și ia mesele împreună cu familia. Nu este o legătură între, de exemplu, studiul acesta de aici n-a găsit o legătură între modalitatea de diversificare clasică sau de autodiversificare legat de greutatea copilului. Un studiu mare făcut pe 600 persoane a arătat că nu e o diferență, că nu am... Sigur că și studiile trebuie luate cu oarecare, dar nici nu putem să zicem că este așa doar o modă și chiar nu avem nimic care să ne sprijine recomandările. Un alt studiu, mamele declară o experiență pozitivă, s-au simțit mult mai relaxate cu diversificarea copilului, copilul a fost mult mai integrat în alimentația familiei, tot așa același studiu. Ce mai vroiam să... Așa, și iarăși un alt studiu care mi s-a părut interesant aici, tot din 2012, cadrele medicale sugerau beneficiile autodiversificării în Marea Britanie. Bun, studiul acela mare pe care vi l-am arătat din 2016, în momentul în care a apărut în 2016, avem un an de zile de când a apărut acest studiu, a determinat că la nivelul Academiei Americane de Pediatrie să apară acest articol în care se zicea că baby led weaning does not increase choking risk when modified to safety. Deci atunci când a fost văzută autodiversificarea cu diversificarea clasică legată de riscul de înec, dar părinții erau informați dinainte ce înseamnă și cum să-l facă în mod corect, n-au apărut mai multe cazuri de înec la copiii autodiversificați. Deci asta mi se pare, cum să zic, dacă și Academia Americană de Pediatrie în 2016 spunea lucrul ăsta, eu cred că putem să considerăm că din partea cadrelor medicale avem o argumentare că putem să facem din autodiversificare o variantă fezabilă, nu doar un curent sau o modă. Tot în blogul Academiei Americane de Pediatrie, un medic imediat după apariția acestui studiu declara aici, nu știu dacă se vede, deci chiar se vede copyright-ul Academiei Americane de Pediatrie, I certainly be ready when a parent wants to talk about baby-led weaning. Cu siguranță o să fiu pregătit și nu o să mai văd o problemă legată de riscuri, pentru că riscurile sunt la fel și într-o parte și în cealaltă și o să-mi pun problema să informez la fel de bine părinții, indiferent de ce aleg. Bun, haideți să facem așa o sumarizare. Până la urmă, autodiversificarea ce ar putea să ne aducă ca avantaje? Ar putea să ne aducă ca avantaje independență, autonomie, autocontrol, o relație sănătoasă cu alimentele. Și de multe ori le zic părinților, nu consider că lingurița este problema. Nu văd o problemă în a folosi lingurița în alimentația copilului. Nu lingurița e problema. Problema e ce vine împreună cu lingurița. Vine tot timpul tentația de a-i da mai mult, de a controla părintele ce mănâncă, cum mănâncă, cantitatea. Și iarăși întrebările pe care le aveți, pe care le-ați adresat și mai devreme, da cât să mănânce, da cât să-i dau? Putem, avem cumva dreptul dacă ne gândim așa, deci suntem noi oameni și suntem în fața unui alt om, care, copilul, care trece prin procesul de diversificare. Avem noi dreptul să-l forțăm să ia o linguriță pe care nu și-o dorește? Din punctul meu de vedere, nu.
Pentru că oricât de bio, de organic ar fi mâncarea respectivă, o linguriță nu merită să forțăm copilul. Nu merită să-i punem un filmuleț, să-i dăm o mașinuță, să-i punem jucării pe tăviță ca să facă să deschidem gurița și noi atunci repede să-i dăm alimentația. Foarte important, copilul integrat în masa familiei. De ce ar fi de atât de important? Cum învață în general copiii? Învață prin imitare. Dacă ei nu ne văd mâncând, și în general culturile noastre sunt culturi în care copilul nu mai vede familia stând la masă, poate că nici nu o vede pe mamă mâncând. Mă întrebă pe părinți înainte de diversificare, bun, dar puneți-vă copilul la masă cu voi, chiar dacă urmează să începeți diversificarea, vedeți ce face, vă studiază și începe la un moment dat să imite mișcările de masticație. Mulți părinți au să se gândească, măi, are ceva în gură. Nu, imită masticația. Mai puține înțărcări pentru copil, înțărcări în ghilimele, dar mai puține treceri pentru copil. Practic, copilul direct se învață să gestioneze mai bine solidele și poate să fie și ăsta un avantaj. Dar și dacă alegeți partea de diversificare, cum foarte bine s-a subliniat înainte, nu înseamnă că noi dăm piureuri pe o perioadă foarte lungă de timp. 2-3 luni după care creștem granulația piureurilor și de la vârsta de 10 luni, oricum e recomandarea să introducem finger foods în alimentația copilului. Ce riscuri avem? Avem risc de NEC? Păi pe studii nu! N-avem risc de NEC mai mare la copilul autodiversificat. Bun, putem să facem și un curs de prim ajutor și chiar mi se pare foarte important în general pentru părinți să facă un curs de prim ajutor, indiferent. Pentru că situații de NEC se pot întâmpla și nu neapărat cu mâncare, cu bucăți de jucării, cu cine știe ce altceva. Legat de calorii, ați văzut că a apărut inclusiv un studiu care arăta că pe calorii nu erau, pe creștere în greutate nu erau diferențe între cele două grupuri de copii autodiversificați sau diversificați clasic. Dar ne interesează ce punem în fața copilului. Putem să alegem variante care sunt mai calorice ca să cumva să compensăm acest proces în care copilul învață să muște, să mestece, care poate să dureze o perioadă de timp, săptămâni, poate chiar luni. Legat de alergii, e nevoie să-mi fac griji că îi pun mai multe variante în fața copilului în autodiversificare? Păi, actual nu. Nu avem, deci toate studiile arată în momentul acesta că nu există nici măcar o regulă sau o anumită ordine și nu există o recomandare de spațiere a alimentelor în introducerea diversificării. Din punctul meu de vedere și cum fac eu personal, cum sfătuiesc părinții, nu văd niciun fel de problemă când vine vorba de alimentele fără potențial alergen. Se pot introduce 1-2 alimente noi în fiecare zi, dar când vine vorba de alimentele cu potențial alergen, aici insist să fie introdus unul odată, în cantitate mică, crescând progresiv. Bun, și acum întrebarea. Este autodiversificarea pentru toate grupurile mamă și copil? Știm acum că are atâtea beneficii, dar este pentru toate cuplurile? Din punctul meu de vedere, nu. Și dacă mama nu se simte pregătită, părinții nu se simt pregătiți să înceapă direct cu bucăți, nu văd niciun fel de problemă în partea asta. Se poate începe cu piureuri, dar putem să învățăm din avantajele autodiversificării. Ce? Că putem să-i dăm, de exemplu, fiecare legumă pasată în parte, să vedem ce ar vrea să mănânce. Poate de multe ori să ne refuze un amestec de legume, pentru că nu-i convine unul din legumele respective. Și atunci avem o variantă pe care am împrumutat-o din curentul de autodiversificare. Ce mai putem să învățăm din partea asta? Niciodată nu forțăm copilul să bifăm o anumită cantitate pentru o masă la o anumită vârstă. Deci mergem pe acest self sau pe partea asta de a vedea mult mai mult decât partea legată de hrană în diversificare. Bun, dacă începem cu piureuri, iarăși ce risc am putea să avea? Să ne gândim că ne e comod, e ok, sunt și aparate care ne blenduiesc toată mâncarea și mergem așa până la adânci bătâneți. Nu, pentru că dacă în jurul vârstei de 9-10 luni nu se crește granulația mâncării, există riscul copilului să prefere piureurile pe o perioadă lungă de timp.
nu văd niciun fel de problemă să se facă o variantă combinată, nu trebuie să vă simțiți că mă încadrez aici, mă încadrez aici, faceți cum vă simțiți voi bine și cum vi se pliază tot ceea ce știți pe stilul vostru de alimentație, pe experiența voastră de părinți și pe cum vă place vouă să fie. Știu și părinți care, deși au ales autodiversificarea, aveau mese în care, nu știu, mâncau părinții la restaurant sau aveau o masă în care nu putea mama după masa respectivă să bage copilul în cadă să-l spele de sus până jos. Și atunci alegeau pe mesele respective să primească piureuri. E greșit? Nu! Nu este greșit. Deci alegem variantele care sunt ni se potrivesc nou. Eu și cu copilul meu ce aleg? Și aici atenție, că noi putem să alegem într-un fel, dar și copilul poate să aleagă într-un fel. Și mie mi s-a întâmplat cu multe familii care nu erau pregătite pentru autodiversificare. Nu vreau autodiversificare, copilul să închidă gura, să întoarcă capul și să nu vadă linguriță. Și aia a fost așa o perioadă foarte grea pentru părinți. Chiar îmi spunea mama respectivă, s-a întâmplat vara trecută, mă uitam așa invidioasă la părinții din parc care luau borcanelul și dădeau repede masa copilului și eu mergeam cu pepenele și îmi luam șervețelele și puneam peste căruțul copilului. Se poate și copilul să-și aleagă varianta. Și sunt situații în care copiii preferă bucățile, sunt situații în care iau bucățele, le storcesc în mână, le aruncă, dar nu le bagă în gură, dar lingurița din partea părintelui o primesc. Deci atunci eu zic să ne bucurăm de toate informațiile pe care le avem și ca mesaj general, aici cred că s-a schimbat. Bine, eu pusesem o imagine cu dragoste, să înțelegem că alimentația înseamnă dragoste și respect. Și să ne respectăm copilul, să-i respectăm deciziile, că așa se va face un adult care va mânca sănătos. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamnei doctor! Vreau să știu dacă sunt întrebări. Apropo de poza cu copilul murdărit, știți? Da, pe care ați avut-o? Da, da, da. Există și mame care arată așa când copilul vine și îți dă peste... El e perfect curat, dar ea este de sus până jos în păr, așa, deci e minunat. Și pereți care arată mai stilizat, deci acolo trebuia să punem și mama după. Da. Avem întrebări pentru doamna doctor? Te rog. Da, haide că... Noi am început de aproape 3 săptămâni autodiversificarea, la 6 luni și o săptămână. Din păcate, la o săptămână după ce am început, au erupt 2 dinți și a scăzut foarte mare interesul pentru mâncare. Doar se joacă cu ea și de o săptămână nu mai bagă deloc în gură sau o dată maxim de 2 ori la o masă. Am înțeles. Nu mi se pare surprinzător că în erupții dentare, în boli, de exemplu, copiii chiar să refuze alimentația o perioadă de timp sau să aibă nevoie ca alimentația să fie mai pasată. Există posibilitatea chiar să-i doară. Am încercat să-i dau și cu lingurița, i-am făcut paste cu sos, da. Cu pastele s-a jucat, a băgat odată în gura, apoi n-a mai vrut și am încercat să-i dau sos cu lingurița, a deschis doar o singură dată gura și apoi a refuzat. Okay. Bun, mi se pare absolut corect cum ați procedat. Putem să continuăm așa? O săptămână, dar dacă durează mai mult de o săptămână, bine, depinde și ce context este, dar dacă durează mai mult de o săptămână, ar fi bine totuși copilul să fie consultat. Să nu fie și altceva, să nu fie doar o erupție dentară, nu știu, niște afte, un roșu în gât, altceva care să-l deranjeze pe copil, mă refer la o cauză medicală. Am înțeles. Când bagă-i lânguriță, de exemplu, încep și eu, deși știu că nu este bine, îi ajung 4-5 guri de mâncare la o masă? Păi, acum, bine, eu am pus aici niște informații generale. În mod normal, eu recomand părinților să citească și cărți pe tema asta și avem acces la cărți pe tema autodiversificării. Și diferența este la autodiversificare, că noi punem copilul la masă de câte ori ne așezăm și noi la masă. Și de ce facem asta? Că din acele cantități micuțe îi dăm posibilitatea ca de fiecare dată când ne așezăm la masă să ia puțin, câte puțin, câte puțin. Și să își crească aceste achiziții, să-și tot testeze aceste achiziții de care are nevoie în autodiversificare. Până atunci copilul mânca lapte, că era la biberon sau că era la sân, practic are nevoie de
noi skill-uri pe care să și le dezvolte. Sunt și copii autodiversificați care din primele săptămâni gestionează foarte bine mâncarea și bucățile, dar sunt și copii care au nevoie de timp. Și ca să le oferim șanse să tot își dezvolte aceste achiziții, este indicat copilul să fie la masă de câte ori ne așezăm noi la masă, adică cel puțin de 3 ori pe zi. Mulțumesc. Dar este o situație asta absolut clasică. Asta dacă mama mănâncă de 3 ori pe zi, da, sunt mame care necesită, știm, mănâncă o dată. Știți cum se zice că în general când ne dorim schimbări la copiii noștri, mai întâi le facem noi și apoi copiii le vor prelua. Ca să-mi dau seama cât e foarte însemna... variabil. Adică știu copiii aici care săraci au stat vreo 2 luni de zile cu gingia umflată și până când a erupt dintele și știu și părinți care, după erupție nu m-aș mai gândi, decât dacă mai pregătești altceva. Puteți să mai încercați cu degețelul. Asta este varianta pe care eu am probat-o la copii. În loc de linguriță nu le suporta să le vadă, cu degețelul, piureul, mamă ce mănâncă. Puteți încerca și vedeți. Voiam să vă spun... Numai o secundă. Da. Voiam să vă spun că sunt în aceea situație, fix aceea situație, și mă bucur că ne încurajăm, ne-am împărtășit, ați deschis subiectul și am aflat și eu că nu sunt singura. Și tot doi dințișori, tot a scăzut interesul, deci e comună. Trece. Problema. Trece. Da. Dar acum n-ar trebui să punem presiune că asta se datorează modului în care am ales să facem diversificarea. Că sunt și copii care, fiind diversificați clasic cu piureuri, au perioade în care refuză alimentația. Dar dacă aceste perioade durează mai mult de o săptămână, totuși ar fi bine copilul să fie consultat, să se vadă din ce cauză se întâmplă asta. Bine, dar ați încercat. I-ați dat și cu lingurița, a luat-o în lingurița, a închis gura, ok. Mai avem aici. Încă din primele zile trebuie să-l punem de 3 ori la masă cu noi. Da, adică da, da. Și da. Dăm același de minim, aliment. De minim, 3 același ori. Aliment, îl dăm și la prânz și seara, dacă trebuie să introducem putem un aliment să, pe zi. Așa ca recomandare. Acum, probabil că vă referiți la primele zile de diversificare. Dar după câteva zile, varietatea crește foarte mult. Pentru primele zile, oricum, ca și cantități în diversificare, în general, sunt și tabele oferite de Organizația Mondială a Sănătății, unde se poate măsura că la autodiversificare și poți să măsori. Vezi eventual că se schimbă scaunul copilului sau că apar bucăți în scaun. Da, nu, dar chiar și Organizația Mondială a Sănătății spune de câteva lingurițe. Pentru primele săptămâni, prima lună, primele 2 luni. Din câte știu eu, și doamna doctor o rog să-mi confirme, copilul până la un an gustă, nu mănâncă, mănâncă foarte puțin, în rest gustă. Poftim? Pare că am mâncat destul de mult, dintr-o jumătate de banană, am mâncat foarte mult. E foarte bine. Ce anume? A făcut alergie. Bine, acum dacă vorbim de alergie, contează foarte mult cum s-a manifestat, cum a apărut, am mai avut un istoric până la momentul respectiv, da, nu e un cadru în care să intrăm în detalii. Mai avem alte întrebări? Există o perioadă după un an și o lună, după un an, în care fac o pauză mai mare copiii și nu mănâncă o lună, două, trei? După un an, așa, o sistematic? Lună, două, mi se pare că ar trebui investigat. Da. Ok. Adică pot să fie cauze medicale care să ascundă un refuz alimentar și să încercați să faceți toate combinațiile posibile și copilul să nu ia, să-i dați și bucăți și piureu și copilul să nu ia. Trebuie văzut acolo. Am citit în cartea de autodiversificare că scrie să pui copilul sătul la masă. Eu am încercat și nu funcționează. Nu zice neapărat asta, dar în general, de exemplu, de asta cum am insistat pe ideea de complimentary feeding, nu se recomandă să pui copilul înfometat la masă, pentru că nu asta este ideea diversificării, ca să înlocuiești laptele cu solide.
Și nu e niciun fel de problemă și asta văd așa, să îi se dea mai întâi masa de lapte, că e alăptat sau că este vorba de formule și apoi să primească solidele. Nu e niciun fel de problemă. Adică cumva înțeleg că la asta se referea. Pentru că copilul, da, baza alimentară a copilului până la un an e laptele. Și chiar dacă ar fi vorba de formulă, și la formulă ne dorim măcar 500 de mililitri de lapte până la vârsta de un an. Atunci cum ne dăm seama când scoatem masa de lapte și o înlocuim direct cu... Da, asta nu o facem noi, asta cumva din partea copilului vine. Adică noi scoatem noi masa dinainte și chiar nici nu vă recomand. El și când mi-a luat două guri, de exemplu, mi-a refuzat laptele și două ore după masă. Da, pentru că îl dădeați după. E suficient. Așa. Eu aș fi recomandat și recomand mai întâi să-i se dea laptele și apoi să-i se dea solidel. Când am făcut așa, nu a vrut deloc solide. Când l-am pus la două ore după masă, a vrut solide. Ok, mai testați și momentul. Și momentul nu este o regulă. Că iarăși mai aud când, o jumătate de oră după lapte să se digere laptele sau o oră după lapte să se digere. Se face n-are mâncare. Nicio problemă. Ok, n-are nicio problemă că solidele se amestecă în stomacelul copilului cu laptele. Asta nu e nicio problemă. Iar momentul bun pentru fiecare copil diferă. Sunt copii care se foarte înfometați și atunci o să prefere varianta pe care deja o știu, și anume laptele. Și sunt și copii care, nu știu, poate că au o perioadă mai scurtă de somn și care mănâncă mult mai bine solidele sub forma asta și după aceea se completează masa cu lapte. E de testat. Și în varianta de diversificare, le ziceam cu părinților că mă întrebau de ok, dar cu câte mese încep. Și poate că avea o zi în care nu nimerea un moment bun pentru masă și mi se părea așa de ciudat, ok, ți-o dau acum, take it sau dacă nu ne vedem mâine. Adică putem să încercăm și la un alt moment în zi. Nu este așa că trebuie să fie ora, care, ora. E un interval în care îi oferim masa respectivă. Și nu văd niciun fel de problemă, de exemplu, dacă avem o masă de legume, să o dăm după masă sau chiar spre partea de seara a zilei respective. Poftim? Nu există chestia asta. Există când adorme copilul, într-o zi poate să adormă la oră, în altă zi la altă oră. Deci chiar nu avem o regulă. Are copilul un același program în fiecare zi? Da, dar e total atipic. În general nu are același program în fiecare zi. Și se modifică asta. Alte întrebări mai sunt? Mai avem aici o întrebare și apoi... O să avem și ultima invitată din această seară. Bună seara! Avem o mică care ascultă live acum și vrea să știe dacă fetița de 7 luni doar se joacă cu mâncarea și știm că mămica este încăpățânată pe autodiversificare, este ok să încerce și cu lingurița? Eu nu văd niciun fel de problemă să încerce și cu lingurița. Adică nu văd, v-am zis, eu nu văd o problemă în linguriță în sine. Văd o problemă cu ceea ce vine lingurița, cu tentația de a forța copilul de a-i da mai mult și de a trece de la o alimentație cu respect față de copil, când el vrea să termine masa, atunci se termină masa. Și mi s-a întâmplat și mie asta cu părinți care îmi ziceau, eu nu vreau să-i dau piureuri, eu nu vreau să-i dau linguriță. Și nu vedeam, adică erau copii care încă n-aveau achizițiile necesare pentru a începe autodiversificarea, erau în jurul vârstei de 6 luni, aveau o creștere în greutate la limită și nu vedeam de ce să aștepte momentul care putea să fie chiar la vârsta de 7 luni, când copilul avea achizițiile să poată să fie autodiversificat. Dar sunt situații medicale aparte, de asta până la urmă fiecare copil trebuie urmărit, fiecare copil este unic, nu avem o rețetă așa pe care să o dăm tuturor. Și noi ca părinți ne alegem, luăm informații și de aici și din partea asta la altă. Nu trebuie să simțim că mai este și partea asta, se numesc beleviștii puriști, care nu cumva să folosească lingurița. Deci vă zic sincer, mie asta mi se pare o treabă extremă. Adică nu trebuie să bifăm sau să ne simțim că, băi, uite aici este linia și eu trebuie să fiu aici și trebuie să mă țin strâns acolo, că eu acolo trebuie să fiu. Care este problema dacă copilul are, nu știu, o problemă medicală și îl doare gâtul sau are niște afte în gură și îi dau pentru câteva zile cu lingurița pe care el o acceptă, o ia, nu-l forțez, nu se întâmplă nimic. Mulțumim frumos, doamna doctor. O să trecem mai departe. Plăcere.